spus acum câteva zile, ceva care trece foarte mult timp prin minte, prin inimă, ceva la care noi oamenii suntem atrași, suntem captivați. Spuneam despre faptul că în această perioadă, care pentru noi creștini este o perioadă binecuvântată, perioada postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, foarte multe lucruri ne înconjoară, foarte multe lucruri strălucitoare, luminițe, becuri, magazine înfrumusețate. Și mă gândeam ce bine ar fi dacă ne-am încoronat sufletele noastre cu faptele cele bune. Ce bine ar fi dacă ne-am luminat viețile noastre cu milostenia, cu rugăciunea și cu postul. Avem două exemple pe care aș dori să vi le pun în fața noastră, în fața dumneavoastră. Avem pe Zaheu, care era un om foarte bogat, dar care, văzându-L pe Domnul Hristos, este cuprins de curiozitate, se urcă într-un copac ca să-L vadă, dar apoi apropierea de Domnul Hristos îl face să se schimbe. Că Domnul îi spune, astăzi vreau să intru în casa ta. Și în același moment, pe loc, Zaheu se întoarce de la starea lui în care trăise până atunci, la o stare de pocăință, la o stare de părere de rău, el spunând Domnului, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am nedreptățit pe cineva, mă întorc un pătrit. El, recunoscându-și greșeala, păcatul, ceea ce făceau vameșii, strângeau impozite pentru romani, dar deși romanii cereau un impozit, vameșii strângeau de două, de trei și chiar de patru ori treceau pe la casele oamenilor, neînregistrând ceea ce primeau. Și iată cum Zaheu s-a îmbogățit cu cele materiale, dar cum se pocăiește și cum își recunoaște propria greșeală și cum se leapă de toate și se îmbogățește cu lumina pocăinței. Apoi, mai târziu, Zaheu ajunge și episcop și ajunge să fie cinstit în calendar. Este sărbătoarea Sfintei Ecaterina, o sfântă a Bisericii, atât de dragă și de apropiată tinerilor. Ea a fost atât de frumoasă, a fost atât de bogată, atât de avea, era înțeleaptă. Și pe toate le-a pus la picioarele Domnului. Mărturisindu-L pe Hristos ca fiind singurul mire. Mărturisindu-L pe Hristos singurul Dumnezeu. Și adevăratul Dumnezeu. Am vorbit despre cele două exemple ca să înțelegem și noi într-o zi.
ce se întâmplă cu viața noastră. Ce bine este să ne rugăm, frații, împreună, ne spune psalmistul. Ce bine este să avem Sfânta Liturghie, să avem tainele Bisericii și taina Sfântului Maslu, să avem taina Spovedaniei, unde ne plângem păcatele și greșelile noastre. Ce bine este și ce bine ar fi dacă am reușit să ne schimbăm și viețile noastre. Să ne schimbăm în bine. Să dăruim și celui care nu are. Pentru că atât de frumos ne spune Domnul Hristos în Evanghelie, mai ușor îi va fi unei cămile să treacă prin urechile acului decât unui bogat să se mântuiască. Atrăgând atenția aici asupra unui lucru despre care citim în cărți și în filocalie, bogăția îl poate orbi pe om dacă acesta nu opune slujba lui Dumnezeu. Am vorbit azi la biserică pentru că este și praznicul, a fost și este praznicul intrării în Biserica Maicii Domnului. Și nu puteam să nu vorbesc azi despre Ioachim. Ioachim a fost un om atât de bogat, dar un om atât de curat înaintea lui Dumnezeu. Era asuprit de frații lui, de cei din seminția lui Ruben. Pentru că el nu avea copii. Era un om care se ruga, care își împărțea averea în trei. Deși legea Vechiului Testament spunea ca a 10-a parte să o dea lui Dumnezeu, Ioachim împărțea averea în trei. O parte la templu, o parte pentru familia lui, iar o parte săracii. Și așa fiind, Dumnezeu l-a pus la încercare împreună cu Ana, soția lui, care se ruga și cânta psalm. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a primit în familia lor pe Fecioara Maria, pe prunca Maria. Și i-au promis lui Dumnezeu că vor închina Domnului, parte bărbătească sau parte femeiască. Și au închinat-o pe Fecioara Maria, pe prunca a treia ani. Au dus-o la templu. Iată câteva exemple despre oameni bogați care mai apoi s-au mântuit, s-au izbăvit de deșertăciunea lumii în care trăim. Și cel mai potrivit moment pe care l-am trăit și noi și trăim preoții și chiar dumneavoastră când pe brațele dumneavoastră pleacă mama din lumea aceasta, sau tata, sau soră, sau frate. Și când pleacă din brațele tale un om, poate chiar nu l-ai cunoscut niciodată. Și când vezi că pleacă și ieși din spital, îți dai seama că totul e deșertășun. Și dacă totuși avem atâtea bogății, că am plecat de acasă, ne-au făcut altă casă aici. Biserica în casa noastră. Să nu uităm ceea ce am învățat de la părinți și de la bunici, colindele, dar să nu uităm cum ne-au educat. Să dăm și celui care nu are. Să ajutăm și pe cel care este în nevoie. A fi bogat nu e un păcat. Dar a folosi bogăția doar pentru tine însuți și pentru propria ta familie nu este un lucru bine plăcut lui Dumnezeu. Ce ne spun fericirile pe care le cântăm și Domnul Hristos pe muntele fericirilor ne spune tuturor? Fericiți cei milostivi. Păi cum să fii milostiv? Și am invitat acolo în biserică, într-un colț, care nu are nicio legătură cu alte scene. Am pictat o bătrână care a dus darul lui Dumnezeu
Aceasta înseamnă să fii bogat. Aceasta înseamnă să fii, să ai în lumea aceasta. A avea înseamnă a fi. A fi cu Dumnezeu, a avea bunuri materiale nu înseamnă nimic. Dacă nu le împărțim cu cei de lângă noi, cu cei apropiați nouă și cu cei pe care chiar nu-i cunoaștem și nu i-am văzut niciodată. Nu mâine sau pe la an sau de Crăciun, ci acum. Acum trebuie să facem pentru cei care au atâta nevoie. Da, muncim de dimineața până seara. Poate câteodată mult prea mult. Nu știm măsura muncii noastre. Dar dacă cu ceea ce muncim facem măcar a 10-a parte să o dăm lui Dumnezeu, a 10-a parte apoi să o dăm săracilor, a 10-a parte să o împărțim în parohie, a 10-a parte apoi să o împărțim